Salutare și bine v-am găsit în pisieria, eu sunt Mihail și astăzi vă arăt cum vă puteți abdata BIOS-ul la placa voastră de bază. Însă înainte de a începe acest tutorial vreau să fac un disclaimer mare cât casa. Nu sunt responsabil pentru ceea ce o să se întâmple cu plăcile voastre de bază. Se poate întâmpla ca dacă vă pică curentul în timpul update-ului de BIOS, placa de bază să nu mai funcționeze, calculatorul să nu mai pornească. Practic să o bricuiți. Deci nu mai asum riscul pentru chestia asta, trebuie să fiți atenți la ceea ce faceți și mai ales să aveți un UPS, adică o baterie externă, pentru a putea să preveniți astfel de situații în cazul în care calculatorul pierde curent, în cazul în care se întrebe curentul. Pentru a descărca BIOS-ul, trebuie să știți ce placă de bază aveți. Și ca să aflați ce placă de bază aveți, puteți să vă uitați pe cutia plăcii de bază. Eu, în cazul meu, este vorba de o placă de bază Z390UD, așa că voi scrie Z390UD și apoi o să merg pe primul rezultat. După care aici avem butonul de suport, ăsta e butonul de suport. În cazul paginii plăcii voastre de bază s-ar putea să arate diferit, așa că va trebui să vă descurcați pe cont propriu. O să dau click pe suport și apoi o să mergem jos, jos, jos de tot și avem BIOS. Și avem ultima versiune, vă uitați după dată, este F10K. O să dau click pe ea, download și în momentul de față putem să o descărcăm sau să o deschidem direct pentru că folosim Firefox. O să dau open iar în momentul de față veți observa că există patru fișiere. AutoExec.bat, FIFLASH.exe, RIMI.txt și z 90 ud10 k Pe noi ne interesează acest ultim fișier pe care îl vom pune pe un stick. Sticul, mare atenție, trebuie să fie formatat în FAT32. Sunt plăci de bază care suportă sticuri NTFS, dar nu aș risca. După ce aveți sticul, vă asigurați că este gol în principiu. Dacă aveți alte date pe el, s-ar putea să funcționeze, dar e bine să fie gol. Eu am pregătit un stick gol și o să copiez acest fișier pe stick, după care revenim și o să văd care este exact procedura de update a BIOS-ului. Suntem în BIOS, pentru că placa de bază este una de la Gigabyte, eu am un utilitar care se numește QFlash, care se accesează fie apăsând asta F8, fie mergând cu mouse-ul pe QFlash și în momentul de față ne întreabă dacă vrem să updatăm BIOS-ul sau să îl salvăm. Putem salva BIOS-ul curent, nu o să fac chestia asta și o să mă duc să dau click pe Update și apoi, vedeți aici, fișierul descărcat mai devreme, îl selectăm, nimic mai simplu și avem butonul aici de Next. Are you, sure you want to update BIOS? Bineînțeles că eu voi da click pe Yes. După ce am dat Yes, mai avem o dată aici Press to Start și abia acum începe update-ul de BIOS care poate dura câteva secunde, poate dura mai mult în funcție de placa de bază. Ideea este să aveți răbdare, nu umblați la calculator, nu apăsați pe chestii, lăsați-l așa. Revin însă cu disclaimer, -ul. fiți atenți la ceea ce faceți, eu nu sunt responsabil pentru ceea ce o să se întâmple cu calculatorul vostru dacă se întâmplă ceva. În cazul meu vedeți că merge foarte bine, și că nu există probleme, acum își va da restart. Dacă acum nu o să apare ceva pe ecran câteva secunde până la un minut, lăsați liniștit, nu e niciun fel de problemă. S-ar putea să plece direct în Windows, s-ar putea să plece în BIOS, depinde iarăși de la caz la caz cum este setată placa de bază. BIOS-ul a fost rescris și acum trebuie să refacem setările pentru că este o variantă nouă de BIOS și la fiecare update de BIOS setările se pierd, dar una peste alta BIOS-ul a fost actualizat cu succes și urmează ca eu să mă duc și să-mi fac setările aferente. Cam asta a fost tutorialul, eu am fost Mihail, voi a fost în pisieria, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like, mă ajută foarte foarte mult, un share, iarăși ajută foarte foarte mult, dacă sunteți noi un subscribe, până la data viitoare, să aveți o zi frumoasă, la revedere!